Atac armat într-un liceu din Statele Unite. Doi angajați au fost împușcați de un elev de 17 ani. Suspectul avea asupra sa o armă de foc, iar polițiștii au încercat să-l găsească atacul a avut loc în orașul Denver, din statul american Colorado. Cele două victime au fost transportate de urgență la spital. Una dintre acestea se află în stare stabilă, iar cealaltă a avut nevoie de intervenție chirurgicală. În urma anchetei preliminare, polițiștii au găsit un om fără suflare în apropierea școlii, într-o pădure aflată la aproximativ 300 de metri de vehiculul cu care s-a deplasat suspectul. No one heard the shots go off, but um, they did inform us that we were going into a lockdown um, during the assembly and then transferred us to classrooms shortly after. După mai multe ore de la producerea incidentului, autoritățile au prezentat și fotografiat suspectul și autoturismul cu care acesta s-a deplasat. În spatele atacului ar fi fost un tânăr afroamerican care conducea o mașină SUV roșie. Forțele de ordine încearcă și acum să găsească suspectul. Misiunea este una dificilă pentru autorități, deoarece acesta este înarmat. Elevii au fost trimiși acasă, iar cursurile vor fi suspendate până la finalul săptămânii. Potrivit informațiilor publice, de la începutul anului și până luna trecută, aproximativ 10 arme de foc au fost confiscate de la elevii din școlile din Denver.